Salut, fecioare! Voi face citirea pentru luna nouă din leu. Este o lună nouă care se perfectează într-o casă a 12-a pentru voi, dar în primul rând este o lună nouă, momentul de lună nouă este pe 4 august la ora 14 și 13 minute, în 12 grade și 34 de minute leu. Luna este în conjuncție cu soarele. Mercur este în fecioară. Această conjuncție lună-soare formează un sextil cu Jupiter din Gemeni, care este foarte benefic, fiindcă vă dă posibilitatea să investiți, să faceți ceva, să vă achitați de niște datorii. Deci este un aspect benefic. Și vom vedea mai departe și momentul de lună nouă, ascendentul, este în 13 grade Scorpion. Deci această lună nouă va duce visare, puteți să vă folosiți intuiția, imaginația, dar mai ales să fiți atenți să nu vă amăgiți cu această visare. Este într-o casă a 12-a pentru voi, unde aveți emoții, creativitate, dorințele sunt profunde și puteți să vă folosiți totuși curajul, energia, creativitatea, comunicarea pentru a rezolva o problemă de sănătate, o problemă legată de sacrificii sau să aflați un secret, să rezolvați această situație legată de un secret. Voi sunteți dornici să vă organizați, să vă conduceți, dar să vă și autocunoașteți, să vă autoanalizați. Lucru care poate să vă facă să vă scadă cumva încrederea în forțele proprii. Aspectul benefic dintre lună și dintre soare, scuzați-mă, soare și Jupiter este menținut mai mult timp, adică casa 12-a pentru voi și o casa a contractelor. Vorbim, scuzați-mă, nu contracte, este vorba de o casa a relațiilor. Vorbim de fecioare, deci a carierei voastre și Jupiter din zona carierei, menirea voastră profesională, dar și în familie sau în societate, formează acel aspect benefic cu casa 12-a. Deci, iată că aici este karma voastră și puteți să vă să întreprindeți ceva pentru a folosi acest aspect benefic, da? Cu această lună nouă. După luna nouă, întotdeauna putem să întreprindem proiecte, să începem să facem ceva care să fie benefic. L-am lăsat așa cum a căzut. Să le pun și pe celelalte trei. Deci, iată, aveți aici o creație, o creativitate care este măruntă, nu este foarte importantă, dar este la început, este admirată de ceilalți și am putea spune că poate să vă aducă resurse bune dacă este condusă genial. Voi sunteți în așteptare, așteptați să primiți un răspuns. Ați făcut foarte multe eforturi și acum sperați să primiți acest răspuns care să recunoască eforturile voastre. Și această prințesă de monede poate să vă atenționeze că s-ar putea să
fiți tentați să intrați într-o speculație, în ceva care să vă aducă chiar pierderi financiare. Deci trebuie să fiți foarte atenți. Aveți aici acest prinț de monede răsturnat, reprezintă fecioara, un bărbat cu ascendent zodie în fecioară, care el ar trebui să realizeze venituri, să acumuleze, să strângă o avere. Ei bine, s-ar părea că este tentat să intre în speculații într-adevăr și va avea o pierdere. În loc să obțină ceea ce își dorește, o creștere, el va obține de fapt o scădere, o pierdere. Dar sau este deja într-o situație în care are o pierdere, o situație dificilă de controlat. Aveți aici forța, forța voastră interioară. Deci folosiți-vă de această forță, nu luptați cu spadele, luptați cu intuiția, cu imaginația, luptați cu sentimentele, iubirea, creativitatea, energia, vitalitatea. Toate acestea vă pot ajuta să îmblânziți această fiară, da? Deci aici în tarotul druid e un mistreț. Ei nu aveau lei și este un aspect foarte benefic această carte. Deci acest aspect este foarte benefic, puterea, forța voastră interioară vă ajută să luptați, vă ajută să începeți ceva nou. Un as de bâte arată un început nou, fie că este vorba de o relație nouă, de o creativitate, de un proiect nou, de o călătorie nouă, de o educație legată de un copil. Voi veți depune foarte multă energie și este un început, un început pe care îl faceți bazându-vă pe forța voastră interioară. Haideți să vedem ce spun și runele pentru voi. Voi strângem în primul rând cele care nu pot fi citite. Și le voi așeza pe cele care trebuie să aibă nu poziție numai într-un singur aspect, aceasta este. Da. Am putea spune că voi s-ar putea să fie avut un sfat dat de cineva, un sfat intenționat dat greșit și acest sfat a fost dat greșit pentru a vă aduce în puterea lui sau a ei, astfel încât să vă țină în stagnare și să facă ceea ce vrea cu voi. Aici aveți o cădere de vitalitate, de energie, care este chiar datorită acestui aspect. Aveți aici un secret pe care îl aflați. Fie că găsiți un act, fie că găsiți ceva, aveți aici un secret. Un secret care îl aflați și vă ajută. Adică este un ajutor pentru voi. Acest secret este al unor persoane care s-au implicat în viața voastră. Fie că unele dintre ele și-au arătat sentimentele, iubirea pentru voi, dar de fapt ei nu aveau nicio iubire. Ei urmăreau acest secret, urmăreau ceva, urmăreau să obțină ceva de la voi. Sau și eu zic că este vorba de bani, de resurse, de bunuri materiale sau poate chiar de o moștenire pe care o urmăreau și poate să reprezinte și persoane care cunoșteau anumite lucruri despre voi, ce vă doreați să faceți, ce proiecte aveați și aceste persoane au venit și v-au oferit
v-au făcut oferte, dar au fost oferte veninoase, oferte care să vă aducă pierdere, pagubă, să vă fure. Trebuia să le refuzați din prima, atât pe cele sentimentale, cât și pe cele de bunuri. Deci, de a cumpăra ceva, de a vinde ceva, trebuia să refuzați aceste lucruri, dar probabil că n-ați cunoscut acest secret. Acum, dacă îl observați, acest secret a căzut aproape înconjurat de celelalte rune și vă arată că aceste persoane chiar și-au dorit să vă aducă în puterea lor, să vă păcălească, să vă fure. Și aveți aici o rună care arată că dacă ați avut o relație, nu a mers spre perfectare, din contră, am putea spune că această relație a rămas o simplă aventură. Dacă vorbim despre o relație despre afaceri, atunci ați pierdut, fiindcă arată o pierdere și cele două rune se întăresc și arată că ați avut această pierdere, exact datorită acestor atitudini pe care le-au avut aceste persoane. Și acum să spunem și runele bune, aveți aici o rună a forței, a reușitei în final, o reușită care poate să fie legată de acumularea bunurilor materiale, de revenirea într-o poziție foarte bună, o rună care arată o victorie, o reușită și aici o rună care arată o schimbare care va intra în viața voastră lent, stabil și benefic. Nu veți simți această schimbare până când nu veți avea schimbări, situații benefice în viața voastră. Adică aceste situații benefice vă anunță această schimbare lentă, stabilă și benefică, fiind o schimbare de durată. Dar și cele două rune care sunt aici anunță că veți avea o reușită legate de munca voastră. Această rună reprezintă vite, deci am putea spune că reprezintă bunurile materiale acumulate. Deci, de la acel prinț de monede, Fecioara, răsturnat, datorită forței voastre interioare pe care vă bazați pe ea, veți reuși să ajungeți la un început nou. Eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă regăsiți în aceste citiri, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc. Deci rămâne să vă bazați pe această forță interioară care vă ajută să depășiți și să țineți sub control orice situație dificilă.